Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană se întrunește luni 25 februarie pentru a pune la punct strategia din acest an. Primarii celor 8 localități care fac parte din asociație, dar și primarii din localitățile Verești și Siminicea, invitați a se alătura zonei metropolitane, vor discuta punctele de pe ordinea de zi a ședinței. Așteptat și invitat de toți primarii, parteneri în asociație, este și primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc. Voi avea discuții cu primarii din cele 8 localități, la care i-am invitat, în calitate de invitat, primarul de la Siminicea și de la Verești, care și-au exprimat dorința de a intra în zona metropolitană pentru o scrisoare de intenție. Deci i-am invitat și dumneavoastră la discuție. Am spus că ținta mea este să facem undeva în jur de 200.000 de persoane în această zonă metropolitană. Sigur, pe vechea structură a populației, vedem ce va fi validat, era în jur de 150. Dacă mai vin și aceste localități și ar mai fi, din punctul meu de vedere, sigur, eu nu am orgolii, am avut o discuție chiar cu domnul primar de la Șcheia, sper că să vină și comuna Șcheia, nu mai spun acolo, în primul rând a fost o chestiune electorală anul trecut când dumneavoastră n-a vrut să vină, campania electorală a trecut, deci eu fac din nou invitație oficială celor de la Șcheia, posibil pe ideea de 20 km în jurul municipiului Suceava să mai vină comuna Stroiești și chiar o să trec, o să facem o scrisoare, o invitație, comuna Stroiești, comuna Dumbrăveni și comuna Dărmănești. Comuna Șcheia a fost invitată de la înființarea acestei asociații să se alăture celorlalte primării ale comunelor limitrofe municipiului Suceava, însă de fiecare dată a refuzat. Dacă va răspunde afirmativ, am încercat să aflăm, însă primarul Andriciuc nu a răspuns apelului nostru. Vom reveni însă și poate vom afla ce decide în această privință. Liderul primarilor din Asociația Zona Metropolitană Ion Lungu a precizat că și șeful administrației județene agrează intenția de unificare a cât mai multor primării în această asociație. Eu am avut o discuție și cu domnul președinte al Consiliului Județean și dumneavoastră îmbrățișează acest proiect. Trebuie să ne pregătim, vă spun, am văzut niște schițe de proiecte și sunt șanse mult mai mari de accesarea fondurilor europene pe aceste zone de dezvoltare intercomunitară. Am spus, primul proiect este cel pe transport public comun și vrem să-l punem cât mai repede în aplicare. Mai sunt niște proiecte, vă spuneam că am un proiect, dar nu pot să-l dezvolui atât timp cât nu am cele 12 localități. Este condiționare să fie în acest proiect 12 localități.